foarte mult că sunteți aici. Felicitări, doamna profesoară, pentru carte. Înțeleg că noi toate avem, nu știu dacă și Lidia, dar eu nu m-am născut în județul Hunedoara, însă tatăl meu da, lângă Sarnice Cetuza, în satul Clopotiva. Nu, la Clopotiva. Și da, este acea amprentă a acelui topos, există în carte, se simte, însă cartea merge peste limitele unui, pe care le poate da un topos. Și mie mi se pare că este o carte a conflictului. Întâi de toate, ca tehnică, ea este scrisă în așa fel încât îți intră prin ochi, în minte, în suflet, tu nu-ți dai seama când se întâmplă asta, nu te apasă, nu te strânge, decât în foarte puține momente în care, din corpusul de texte pe baza căruia a fost ea constituită, sunt extrase niște momente speciale, sunt acelea în care mărturisirile, da, cu adevărat sunt mișcătoare, dar cred că așa este normal să fie. Servesc foarte mult cărții. De ce cred că este o carte a conflictului? Pentru că pentru noi, mai ales în ce privește inegalitatea de gen, care mai degrabă ne caracterizează încă, problema conflictului este cea care ne-a lăsat în această crevasă, chiar și în acest moment. Pentru că femeia trebuie să stea la locul ei. Și veți vedea în carte, în momentele interviurilor, discuții dintre mame și fiice, în care mama îi spune fiicei: și ți-am zis că șeful poate să fie și prost, poate să fie și rău intenționat. E șeful tău și tot trebuie să-l asculti, el nu degeaba e șeful tău. Și fiica spune: da, dar de-aia am pățit ce am pățit, pentru că așa m-ai învățat tu, să stau la locul meu. Aia se revoltă, mai ales după experiențe. Și mă gândesc că a sta la locul tău, ceea ce în general au fost sfătuite femeile de când erau fetițe, le-a pus în situația de a se speria îngrozitor de conflict, ca și cum conflictul ar fi ceva ce ele ar fi obligate să-și asume în exclusivitate, ca și cum ar avea doar conflicte interioare, dar nu era vorba doar despre conflictele interioare, și atunci ele își vedeau de treaba lor și stăteau la locul lor, drept care s-a perpetuat această formă de a fi, a sta pe loc, de a te teme să crești și de a aduce asupra ta, pentru că conflictul vrei, nu vrei, el tot exista, da? Foarte multă suferință și asumare doar de către femeie a conflictului și a consecințelor conflictului. Lucru care se întâmplă și azi aproape la fel, nu trebuie decât să mergem pe stradă. Cred că putem să mergem și prin târg, dacă suntem dispuși să ne uităm în stânga și în dreapta cu mai multă atenție. Și veți vedea lucrul ăsta perpetuat la părinții foarte tineri față de copiilor care sunt acum foarte mici. Fiindcă acest non-conflict s-a perpetuat și cred că este o boală, având în vedere că pentru mine și pentru asta iubesc și prețuiesc această carte scrisă de doamna profesoară Mihaela Miroiu și de Maria Bucur, pentru că conflictul e ca febra. În momentul când afară febra, tu nu știi ce ai. Urmează și restul simptomelor să-ți dai seama unde e problema. De multe ori trebuie să ajungi chiar la doctor. Așa este și conflictul. El îți arată că ceva nu e în regulă și obligatoriu ceea ce nu e în regulă trebuie rezolvat. Așa cum, retrospectiv, prin cele 101 de interviuri, prin ele se vede, dar și în perspectivă, pentru că această carte
este scrisă pentru ca noi să avem un înțeles științific în spate pentru a schimba perspectiva, nu? Pentru că ordinea e simplă în tot ce facem. Este să aflăm, să conștientizăm, să acceptăm și să schimbăm. Ăștia patru pași sunt în această ordine. Cine schimbă ordinea stă pe loc și n-are parte de conflict. Vă mulțumesc!